Frați și surori, mă bucur în dimineața aceasta să fiu cu dumneavoastră la închinare, această zi de sărbătoare, și doresc pe toți Domnul să vă binecuvinteze. Sigur, așa este și la noi. Când apare câte un frate și nu știm de ce a venit, îl întrebăm cu ce ocazie, cum de te-ai rătăcit, cum mă întreba un frate, cum de te-ai rătăcit pe la noi. Fratele spunea că am hotărât să vin aici, fratele Romii, înainte să plece în Canada, m-a sunat și era a treia oară când mă suna și am zis nu pot să mai refuz încă o dată, trebuia să fiu la o nuntă la noi în biserică ziua de astăzi, dar fiind mai mulți slujitori, am găsit înțelegere la miri să slujească alții și o să fiu cu dumneavoastră în locul acesta. Doresc din toată inima Domnul să ne binecuvinteze. Nu pentru că am venit eu, nu pentru că sunt alți frați, pentru că Domnul este prezent în adunare. El dă binecuvântarea, El ne aduce iertarea, eliberarea, să putem să stăm cu Domnul la masă, slăvit să fie numele Domnului. Către patria iubirii nu sunt numai zile bune fără nor, nu-i doar senin pe calea mântuirii, nici lauri, nici aplauze și nici flori, nu-i doar senin pe calea mântuirii. Nici lauri, nici aplauze și nici flori. Noi calea către cer, destinul firii, din soarta oricărui muritor, ci doar trăirea în neprihănire. Aceasta este șansa tuturor. Este șansa tuturor. Nu-i gratuit chiar locul nemuririi, de nu treci pe la cel ce l-a plătit, să vezi cât costă prețul fericirii. Mulțumești măcar că te-a iubit, să vezi cât costă prețul fericirii, să-i mulțumești măcar că te-a iubit. Pe calea aceasta-i nenecetat o luptă, dar dacă nici când nu vei obosi, vei fi chemat erou al slavei sfinte și răsplătit odată în veșnicii. Vei fi chemat erou al slavei sfinte și răsplătit odată în veșnicii. Pe drumul către patria iubirii nu-i greu de mers, nici crucea grea de dus, când știi că la sfârșitul alergării te-așteaptă însuși Regele Iisus. Când știi că la sfârșit
așteaptă însuși Regele Iisus. Ne așteaptă însuși.